existam și nici n-aveam suflare, din cer încă de atunci mă vedeai. Nici nu aveam și nici vreo zi sub soare, în cartea vieții numele-mi ția.
toate ce mare ești și sfânt, soarele și luna și vântul de vânt. Și trăsându-se curcă stejarul la pământ și-a păsărilor cântec, ce mare ești și sfânt. Ne-a acceptat invitația, mă bucur pentru asta, mă bucur că e împreună cu noi.
și ne rugăm pentru Dumnezeu să-i binecuvânteze. Nu e ușor să vin în Baia Mare, nu e ușor să te deplasezi seara înapoi. Eu cred că o fac cu bucurie ei și ne bucurăm și noi de prezența lor și cred că Dumnezeu va fi acel care îi va folosi în tot ceea ce vor face în seara aceasta. Domnul să-i binecuvânteze. Vreau să începem seara aceasta cu rugăciune și vreau să ne ridicăm în picioare și aș dori ca această primă rugăciune care să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se va face în locul acesta, să o lanțe spre Domnul, fratele Nelu Ciorte. Cerem binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce se va face în locul acesta, după care continuăm locurile. Am vrea să continuăm să lanțăm pe Domnul cuvântare. Frații, vor avea o parte și trei cântări spre slavă Domnului în timpul acestor cântări. O să rog pe fratele Florin Pop să țină în față și el va avea un îndemn pentru o următoare rugăciune pe care o vom face în casa Domnului. Să ne ajute Domnul la aceasta. Amin. Spune de aceea, îți spun că slăvești și te lauzi, o Domnul meu. Dumnezeul nostru, care domnește în cerul, dar este prezent și aici, merită toate laudele. Și să știți că îngerii în cerul îi cântă și în aceste clipe și spun slavă și spun că este sfânt și spun că este mare, pentru că așa este. Noi oamenii dorim și în această seară ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în locașul acesta, ca să lăudăm pe El și de aici. Domnul să fie lăudat în toate. De aceea îți cânt, te slăvesc și te laud. Că tu ești Dumnezeul nostru, ne-ai creat și ne iubești.
Căci aici e casa Lui, poarta cerului, Betel, adică locul în care Dumnezeu alege să se descopere. Dragii mei, această seară scopul nu este de a asculta câteva cântări, ci scopul este de a conștientiza că Dumnezeu care a creat cerul și pământul voiește, dragii mei, ca să ne vorbească. Voiește, dragii mei, ca viața noastră să fie în mâna Lui. De aceea, în seara aceasta, haideți să ne gândim, oare n-am știut că Dumnezeu e Cel care ne ține viața? Oare n-am știut că El e Cel care ne ia viața veșnică? De aceea, fie ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Și dacă cunoașteți cântarea, să o cântăm împreună, ce? El merită toată slava, tot ce are suflare, să cânte și să laude pe Domnul. Amin. Să nu-i
Dumnezeu nu amestecă lucrurile.
Noi oamenii de multe ori amestecăm și ne place genul acesta de amestecătură și ne gândim că felul acesta rezolvăm mai multe. Sunt oameni care încearcă toate lucrurile în viață ca să n-aibă regret. Și mulți care spun chiar, vorbeam un moment dat cu un tânăr și îl întrebam dacă nu vrea să slujească Dumnezeu, să se pochească și m-a spus ce mai întâi trebuie să le fac pe toate, că după ce mă pochesc, să am ce să le spun altora. Și m-am gândit, după ce le faci pe toate, nu știu dacă mai ai timp să te pocăiești. Pentru că diavolul foarte șire prin lucrurile sale ale întunericului, ce face? Îl iadă pe om. Îl face pe om neputincios. Și mai mult decât atât, Biblia spune că plata păcatului, a neascultării, a răzvrătirii, este moarte. Când Domnul face cu voia orice răzvrătire împotriva Dumnezeu și nu trăiește în lumină, nu trăiește în sfințenie, atunci Dumnezeu lasă pradă cărărilor pe care le urmează și le așteaptă moarte. Și m-am uitat, dragii mei, sunt la Scriptură, la contextul acestui verset pe care îl aveți deasupra, și spune cu Dumnezeu că Iisus era în templu și învăța. Și când Iisus învăța în templu, atunci niște cărturari și farisei au adus o femeie care a fost prinsă când săvârșea un păcat. Și mai mult decât atât, ei au venit cu legea și au spus așa. După lege, o astfel de femeie ar trebui să fie omorâtă cu pietre. Tu dar ce zici? Ce ne spui să facem? Și spune cuvântul Domnului că Iisus s-a plecat jos, a scris ceva, s-a ridicat și a spus așa. Cine n-are păcat, să-l ia primul cu pietre. Și spune Biblia că toți s-au simțit mustrați în cugetul lor, dar unul singur a rămas. Cine? Iisus. Asta, dragii mei, denotă că El era și este fără păcat. Dacă nu și El pleca, mergeau împreună cu ceilalți, dar Iisus a rămas. Știți ce a întrebat Iisus pe femeie? Unde sunt părâșii tăi? Cine te osândește acum? Și femeia a spus, nimeni nu mă mai osândește. Și Iisus i-a spus, nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Vedeți? Cea mai de înțeleasă lucrare pe pământ a lui Dumnezeu este lucrarea lui Iisus. Și de ce? Pentru că noi nu prea înțelegem că Iisus, odată ce vine viața noastră, odată ce noi îl căutăm pe El, dar și El ne caută pe noi, El vrea să facem, dragii mei, o diferențiere, să despărțim întunericul de lumină, păcatul de sfințenie, ascultarea de neascultare, ordinea de răzvrătire. Și, dragii mei, toate aceste lucruri ne stau înainte. Femeia aceasta a plecat de la Iisus, nu mai știm ce a mai făcut. Dar Iisus a lăsat la dispoziția ei să aleagă. Iisus i-a spus doar atâta, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Asta, dragii mei, se întâmplă cu fiecare din noi. Iisus a venit să ne aducă viața și să avem din belșug. Mai mult decât asta spune Biblia tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, că la început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era viața și viața era lumina oamenilor. Și întunericul nu a putut să o biruie. De ce? Pentru că cuvântul întrupat dragii este Iisus Hristos. De ce, dragii mei, oamenii astăzi nu-L cunosc pe Iisus? Pentru că nu mai vor să despartă întunericul de lumină. Nu mai vor să lase lucrurile care sunt rele. Și interesant, că atunci când săvârșim rău, nu trebuie să citești toată Biblia ca să spună cineva că ai făcut rău. Pentru că Dumnezeu a pus în tine un gând al veșniciei care spune, ai păcătuit. Și nu sunt aici ca să judec, ci sunt aici ca să vă spun că plata păcatului e moartea. Dar există, dragii mei, ceva pe care Dumnezeu a adus. Este o lucrare pe care Iisus numai că a mărturisit-o, dragii mei, dar pentru care l-a și plătit. Și ce spune cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9? Cite și versetul 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Auziți, dragii mei, spune Biblia că dacă spune cineva că este fără păcat, omul acela ceva ce se înșală. Și adevărul nu este în el. Dar este aici, dragii mei, o condiție, un condițional pus aici. Dacă ne mărturisim păcatele. Și păcatele acestea trebuie, oare cui trebuie mărturisit?
pe cui poate să ierte păcatele. Cui, dragii mei, poate să te asculte. În această seară am venit în acest loc și cel mai important lucru e să știm că relația noastră cu Dumnezeu e o relație care ilumină. Adică cugetul nostru nu ne mai osănește. Știm că am făcut rău, ne este rușine de el. Mai mult am mărturisit și mărturisim că vrem să ne debarasăm de el și mărturisim, Doamne, iartă-ne. Și vrem să trăim în lumină. Vedeți, cea mai mare problemă a credincioșilor, și nu mă refer ale credincioșilor, încă din vremea lui Iisus a fost aceasta. Cum se împlinește cuvântul? Pentru că farisei și cărturarii au adus femeia prinsă în curvie înaintea lui Iisus. De multe ori problema noastră e cum poate Dumnezeu să mântuie oameni? Aceasta nu este dată mântuirea pentru că noi facem ceva? Nu, dragii mei, este darul lui Dumnezeu. Mântuirea, dragii mei, nu vine meritorie, ci vine, dragii mei, ca un dar. Pentru că spune cuvântul Domnului în Fapte Apostolilor 17, cu versetul 30, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Adică nu ține seama atunci când tu nu ai știut. Ai făptuit răul cu bună știință, dar n-ai știut adevărul revelat din Biblie. Ai știut așa, poate întreabă. Ai știut că Biblia e ca pe Dumnezeu, dar nu ți-a vorbit nimeni. E, dar din momentul în care tu ai deja auzit, ai înțeles că trebuie să intri în lumină. Ai înțeles că Dumnezeu iubește păcătoșii, dar urăște păcatul, atunci trebuie să faci un pas. Care? Mărturisire. Și în seara aceasta vreau să spun că, indiferent de ce confesiune ați fi, dacă noi nu trăim în lumină, Biblia spune că adevărul nu-i noi, ne înșelăm singuri. Pentru că oricine face, dragii mei, voia lui Dumnezeu, vine la lumină. Să-i se vadă fapte. Nu se ascunde. Un om, un învățător al legii, a venit la Iisus noapte. Și a spus, învățătorule, știu că ești un învățător venit de sus, pentru că faci lucrări pe care nu le-a mai făcut nimeni. Dar, dragii mei, problema acestui om a fost mare ca a venit noapte. De ce? N-a înțeles ce vorbea Iisus. Și nu era problema, dragii mei, că nu erau luminători care să lumineze când Iisus îi vestea Evanghelia. Ce era problema? Când Domnul se apropie Dumnezeu cu oarecare îndoială, oarecare teamă, nici Dumnezeu nu-i revelează tot. V-ați gândit vreodată la aceasta? Dumnezeu nu se descoperă dacă omul nu vine înaintea Lui să se deschidă. Și spune Cuvântul Lui că Iisus îi vorbește despre nașterea de nou și Nicodim nu pricepe. Iisus îi vorbește despre ceea ce urma El să facă și Nicodim nu pricepe. Oare de ce? Pentru că Iisus dorește ca cei care se apropie El să se apropie cu toată credința. De ce? El are toată puterea în cer și pe pământ. Întreb, pentru cineva, oricare ar fi de aici, cine poate să plătească pentru păcatele noastre? Cine a plătit cu viața pentru tine? Cine a plătit cu ceea ce El a avut? Părăsind slava cerească să vină aici, trăind o viață ca un rob, așa spune Biblia, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un timp de rob, mai mult a plătit cu moartea unui tâlhar. De ce? Ca și tâlharii, ca toți oamenii să găsească în el viața și să o primească din belșug. În seara aceasta n-am venit aici să avem de-a face, dragii mei, cu altceva decât cu cel care are puterea de a elibera. Și important, cum vin înaintea Lui? Farisei și cărturari au plecat dinaintea lui Iisus întristați. Au plecat posomorâți. Au plecat cu pietrele în buzunar. De ce? Pentru că inima lor era închisă. Dar cum a plecat femeia care a fost adusă cu teamă? Eliberată. În seara aceasta, indiferent cine sunt, Dumnezeu vrea ca din prezența Lui să nu mai mergi mai bine. Gândul pe care trebuie să-l ai și Dumnezeu să-L dat și puterea de a înfăptui bine, să trăiești în lumină, este acesta, Doamne, vreau să mă despart de ceea ce mă ia. De rușine, de teamă, când vor vorbi oamenii că mă pocăiesc, când vor vorbi oamenii că mă las de lucrurile rele, lasă-te vorbească. De ce? Dumnezeu îți dă în această seară puterea și eliberarea de orice legătură a întunericului. Dar trebuie să crezi. Pentru aceasta vreau să ne rugăm.
Dacă noi credem că Iisus este lumina lumii, El este și pentru tine. Dar trebuie să te apropii de El cu credință. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Tu te apropii de Dumnezeu în această seară cu credință? Sau te apropii așa cu rezerve? Oare pocăiții ăștia nu vin cu doctrine lor să ne pocăiască? Ei, vreau să spun că nu ne putem pocăi noi nici pe noi. Trebuie ea să vină Iisus ca să ne dea pocăință. Trebuia El să ne descopere Scripturile, să le înțelegem. Trebuia să vină Duhul Sfânt să ne călăuzească și să ne ajute, să ne învețe, să umblăm în adevăr, să dovedească lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Slăvit să fie Domnul! Aceasta e lucrarea împărăției Dumnezeu și împărăția aceasta nu e din lumea aceasta. Împărăția aceasta nu va rămâne în lumea aceasta și împărăția aceasta va lua pe cei care nu vor dori să rămână în lumea aceasta. Tu de care ești? Că-s mulți care se bat cu pomul în piept că iau multe. Dar am spus, având multe, deși amestecăm și întuneric și lumină. Și știți cum e amestecătura aceasta? Așa un fel de amur. Sau așa un fel de lumină și pe serate. Dar nici nu poți lucra, nici nu poți dormi. Măi, niciuna nu-i nici alta. Și spune Biblia că din punct de vedere spiritual, ori Dumnezeu te vrea în clocot, ori căldice. Ori dacă ai venit înainte Dumnezeu, recunoaște că ai nevoie de iertare. Dumnezeu te iartă și te înflăcărează pentru El. Te face o făptură nouă. Mai mult, dacă ești un copil al Domnului, cere ca Domnul să te țină, știi cum? Dedicat, înflăcărat, o epistolă vie, o lumină a Lui. Știți ce a spus Iisus despre cei care sunt ucenicii Lui? Voi sunteți lumina Lui. Imaginați-vă că Luna, care este un satelit al Pământului, nu are lumină deloc. E un pământ stern, uscat, fără apă, fără viață, fără nimic. Și interesant, Dumnezeu a pus luna aceasta să se învârtă în jurul pământului. Pare să fie fără sens existența ei. Dar interesant, că la un moment dat, în anumite perioade de timp, luna luminează foarte puternic. De ce? În spatele ei cine? Soarele. Și soarele luminează atât de puternic încât pare că luna are viață. Încât pare că luna transmite lumină. Exact așa sunt oamenii care slujesc pe Dumnezeu. Prin ei nu au viață, dar când vine Iisus și luminează viața unui om, omul acela transmite lumină mai departe. Omul acela radiază, arată dragoste, bunătate, credincioșie, îndelungă răbdare, facere de bine, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și fratele Marcel mi va spune cum va fi continuitatea acestei rugăciuni. Dar ce important este fiecare din noi să avem o atitudine, Doamne, vrem să fim fii ai luminii, să trăim în lumină. De ce? Cu acești oameni Dumnezeu vrea să aibă de-a face. Amin. Așa cum stăm în picioare, prin fratele Rupert și fratele Ionuț, ne rugăm Domnului. Eu cu Domnule, continuăm cu un grupaj de trei cuceri spre slava Domnului. În urmă, fratele pastor Gerasim Marta va citi Cuvântul Evangheliei și va continua prin vestirea Lui. Dumnezeu să-L întărească și să bine cuvânteze la aceasta. Amin.
mai mult nemăsurat. Hristos în mine, asta e, prin harul Său sfințenie. Sigur că orice om caută binecuvântarea lui Dumnezeu și se roagă și oamenii încearcă mila lui Dumnezeu și o cheamă și Doamne ajută-mă în carieră, ajută-mă în familie, ajută-mă cu copii, ajută-mă cu părinții și ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu este milos și ascultă rugăciunea Domnului să fie binecuvântat în veci. Dar cel mai important lucru pentru noi este că El se îngrijește de veșnicia noastră. Omul nu este doar cât trăiește pe pământ câteva zeci de ani. Și este în față o veșnicie, care ori este în prezența lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, ori este în prezența celui rău și împreună cu El. Dar Domnul să vă cerceteze inimile și această seară să alegeți să trăiți împreună cu El. Amin. Aici în Cerul Sfânt. Să moară pentru tine,
Pocăința, dragii mei, nu o alege, e poruncă. De ce e poruncă? Pentru că asta duce viață. E o poruncă care duce la viață. Și în această seară, dragii mei, dacă Domnul prin pocăință ne-a dat viață, păi nu merită să-i cântăm? Amin? Amin. Nu merită să-i lăudăm, nu merită să spune că cât de binecuvântată viața împreună cu Iisus, cât de binecuvântat e omul care Dumnezeu i-a luminat fața și-a dat pacea Domnului Iisus. Amin? Și să cântăm împreună această cântare spre slava celea care merită slava. Amin? Să
de Hristos, pocăință, pocăință, lumea copită trece, unde dragostea e plină și unde lacrimi de pierd. Pocăință, pocăință, lumea copită trece, unde dragostea e plină și unde lacrimi de pierd. Mă invit să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Luca. Citim capitolul 1, versetele 30 la 33, pagina 985 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 30 la 33. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Ne bucurăm să fim în această după-masă, împreună cu dumneavoastră, aici la Vișeul de Jos. Mulțumim fratelui Marcel care ne-a invitat. În această seară ne simțim binecuvântați împreună cu dumneavoastră, cu toți cei care ați ales să veniți aici pentru acest timp alocat sufletului. Și în locul acesta Dumnezeu ne binecuvintează. El a ascultat rugăciunile noastre. El a luat aminte la momentele în care împreună cu frații am lăudat numele Lui. Și noi credem, potrivit Scripturii, că Domnul locuiește în mijlocul laudelor poporului Său. De aceea, în această seară, în locul acesta, noi credem că este prezent Domnul. Noi nu suntem singuri aici. Noi credem că Domnul și Mântuitorul nostru Hristos este în mijlocul nostru. Și de aceea sufletele noastre sunt binecuvântate de prezența Lui. Căci acolo unde este El prezent, oamenii sunt binecuvântați. Ne spune Scriptura că într-o împrejurare, după 3 zile în care oamenii au stat și au ascultat predica lui Hristos, n-au plecat la ale lor, au și uitat de nevoile lor. Atât de puternic au fost absorbiți de cuvintele lui Hristos, încât nici măcar nu s-au gândit că li s-a făcut foame, încât nici măcar n-au simțit că sunt într-o zonă unde nu aveau provizii. Și Domnul a spus, nu-i putem lăsa să plece oamenii acasă așa. Vor muri pentru mulți dintre ei. Să găsim o soluție să le dăm de mâncare. A venit un ucenic și a spus, avem 200 de lei, dar la 5.000 de bărbați plus femei, copii, ce ajung ăștia? N-aveți nimic, i-a întrebat Hristos. Și până la urmă unul a zis, uite, este un băiețel aici, care are 5 pui și 2 pești. A se înțelege în acele 5 pui, poate 5 cocuți, 5, știu eu, chifle de pâine. Nu fi fost pâine de 1 kg trai sau unui copilaș. Și a zis, Domnul, aduceți-le aici. Le-a binecuvântat Domnul. Și s-au înmulțit și pâinile și peștii. De-au mâncat toți. 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Și-au strâns în final 12 fărâmituri de coșuri. De ce? Pentru că acolo unde este Hristos prezent, este belșug de binecuvântare. Însă nu se face risipă. De aceea, în această seară, credem că Domnul Hristos este aici pentru a da belșug de binecuvântare. Dar nu să se facă risipă. Domnul m-a călăuzit să citesc acest cuvânt. Și poate vă gândiți, băi, au trecut sărbătorile. Au trecut și alea păstil vechi. Că unii ne-am văzut și la sărbători la frații ucraineni. Au trecut. Dar textul nostru ne vorbește, iată, despre un fapt pe care mâine îl va sărbători creștinătatea. Știți ce sărbătoare este mâine? M-am gândit că mai sunt doar câteva ore până în ziua de mâine. Mâine este Buna Vestire. Buna Vestire, 25 martie. Și de mâine, până la nașterea Domnului, când o sărbătorim în decembrie, sunt exact 9 luni. Și Domnul m-a călăuzit să citesc un cuvânt care ne vorbește despre acea veste pe care Maria a auzit-o. Și de aceea citirea mea a început cu acest cuvânt. Îngerul i-a zis, Maria, nu te temi, căci ai căpătat îndurare de la Domnul. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Este exact ziua în care îngerul îi vorbește
despre lucrarea care se va produce în pântecele ei prin puterea Duhului Sfânt și exact la 9 luni îl va naște pe Hristos. De aceea astăzi am socotit că este o zi potrivită să abordăm un cuvânt asemănător, apropiat cu sărbătoarea zilei de mâine, pentru că ne vom aminti și mâine de vestirea bună pe care Îngerul a dus-o, și anume că pe pământ se va naște Hristos. Și de aceea, stimații mei, am început spunându-vă acea minune a înmulțirii pâinilor. Atunci când Hristos a fost pe pământ și s-a întâlnit cu oamenii, oamenii n-au avut de pierdut pentru că s-au întâlnit cu ei, ci oamenii au avut numai de câștigat. Au fost însă unii care i-au întors spatele. În această seară, stimații mei, aș vrea să privim în cuvântul Domnului și acel înger, când a vorbit despre Hristos, a spus aceste cuvinte: vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Iisus nu înseamnă altceva decât Mântuitor, adică Cel care a venit pe pământ să mântuiască neamul omenesc. El, zicea Îngerul Gavril, va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. De aceea și astăzi noi socotim că oamenii au posibilitatea prin credință să intre în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Hristos. Această împărăție care începe din inimile noastre. Această împărăție care poate să fie în lăuntrul nostru și dacă ea este în lăuntrul nostru și începe din inimile noastre, ea poate să continue și în viață veșnică după ce plecăm de aici. Pentru că auziți ce frumos vorbește Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Asta înseamnă că dacă împărăția lui Dumnezeu este în inima mea, când mi se sfârșește viața aici pe pământ, eu intru direct în viața veșnică. De ce? Pentru că veșnicia, pentru că împărăția lui Dumnezeu a început de aici, de pe pământ. Și mă rog în această seară, în toate inimile prezente aici, să lucreze împărăția lui Dumnezeu. Știți ce spunea Ioan Botezătorul? Când simțea că vine vremea să se facă de cunoscut Iisus Hristos, a început să propovăduiască pe malul Iordanului, la început în pustie și apoi s-a tras spre râul Iordan, strigând în auzul mulțimii: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi când Hristos și-a început lucrarea, aflăm scris că se spune acest adevăr al Scripturii: împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. În această seară aș vrea să ne gândim la împăratul acestei împărății, la Hristos. Și să răspundem la această întrebare foarte importantă: de ce trebuie să ascultăm de Hristos? De ce trebuie să ascultăm de Hristos? Trăim într-o vreme în care există așa de multe voci. Există așa de mulți oameni care pretind că au adevărul. Atât de multe situații în care noi suntem bulversați și nu știm ce să mai credem. Citeam la un moment dat, într-un roman scris de Dostoievski, Frații Karamazov, și la un moment dat acolo apare o expresie când preotul Zosima trebuie să aleagă și el spune la un moment dat: dacă ar trebui să aleg între Iisus și adevăr, eu l-aș alege pe Iisus. Dacă ar trebui să aleg între Iisus și adevăr, eu l-aș alege pe Iisus. Trăim într-o vreme în care oamenii sunt confuzi și nu mai pot să dea crezare 100% adevărurilor din Scriptură. Există tot felul de filozofii, tot felul de religii care se nasc. Am avut ocazia în 2006 să fiu o lună de zile în Turcia, în misiune, cu un grup de misionari. Și acolo am avut ocazia să vorbim cu mai mulți tineri cu care am reușit să comunicăm. La un moment dat stăteam la o masă cu un tânăr și încercam să explic lucruri despre Hristos și de ce ar trebui Hristos considerat cel mai important. Și el stătea și se uita la niște pahare pe masă și a zis: uite, pentru mine, zice, Buddha și-a pus mâna pe un pahar, Mahomet a pus mâna pe alt pahar, Iisus, zice, sunt cam la fel. Eu, zice, nu pot să văd diferență. Lumea în care noi trăim îi duce pe oameni cu filozofia ei, cu învățături deșarte, în punctul în care
se uită la Scriptură, se uită la creștiniști și zic, dar cine e Iisus ăsta? Dar cine e Iisus acesta? Amintesc că se povestește la un moment dat despre Napoleon Bonaparte, care a fost exilat în insula Sfânta Elena, după ce a abdicat. Și acolo, stând cu generalii lui, oamenii care au fost aproape, l-a întrebat la un moment dat pe unul dintre ei, știi tu cine a fost Iisus Hristos? Omul acela s-a uitat la Napoleon Bonaparte și n-a știut ce să-i răspundă. Însă omul acesta a continuat și a spus, eu, Alexandru Macedon, Cezar, Carol cel Mare, am înființat imperii care au rezistat o anumită perioadă. Imperiile noastre au fost bazate pe forță. Dar ele au dispărut odată cu negura vremii. Dar acest teslar din Nazaret a înființat un imperiu și o împărăție care de peste 18 secole, spunea el atunci, rezistă. Și în împărăția lui intră oameni fără să fie forțați. Și când le cere ceva împăratul, ei fac din dragoste. Uite, ăsta e Iisus. Ăsta e Iisus. A înființat o împărăție în care intră oameni de bună voie, nu sforțați și împlinesc ordinele, poruncile din dragoste. Domnul Iisus Hristos nu a venit aici pe pământ pentru a încerca să forțeze pe cineva să-L creadă, să-L asculte. Ar fi putut să facă lucrul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a trăit fără păcat, nu a păcătuit niciodată și a lăsat în urma lui câțiva oameni care au crezut în el. Chiar la un moment dat, Scriptura în Ioan, capitolul 6, ne arată o situație în care Domnul Iisus Hristos ne vorbește de niște lucruri mult mai complicate, vorbindu-le în mod simbolic despre împărtășire, despre cina Domnului. El ne zice așa, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți viață veșnică. Și spune Biblia, atunci mulți l-au părăsit, au mai rămas numai 12. Și Domnul s-a uitat la ei și a zis, dar voi nu vă duceți. Pentru că oamenii, unii, nu l-au înțeles. Cei 12 care au rămas au spus, la cine să ne ducem, Doamne? Căci la tine am găsit cuvintele vieții veșnice și au continuat să asculte de Hristos. În această seară, stimații mei, aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi. Oare de ce ar trebui să-L ascultăm pe Hristos? Oare chiar trebuie să-L ascultăm pe El? Oamenii, unii dintre ei, când stăteau și ascultau cuvântările, Biblia le spune, rămâneau uimiți și ziceau, cine este acesta? Nu ne învață cum ne învață cărturarii, farisei vremii noastre, învățătorii legii, ci ne învață ca unul care are putere. Ioan capitolul 7, versetul 46, Biblia le spune că au fost niște oameni instruiți, erau ostași plătiți, se numeau în vremea aceea afroz. Au fost trimiși de marele preoți și de preoții vremii să-L prindă pe Hristos, să-L aducă legat. Ei trebuia să execute acest ordin, că erau soldați plătiți. Biblia ne spune că s-au dus și când au auzit pe Domnul Iisus Hristos cum predică, au plecat de acolo fără să mai aibă putere să-L prindă și s-au justificat în fața marilor preoți spunând, niciodată n-am auzit pe un om vorbind ca omul acesta. Niciodată n-am auzit pe vreun om vorbit ca omul acesta. Când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, nu există om în lumea aceasta care să-L poată întrece pe El. Învățăturile pe care Hristos le-a dat au fost venite direct de la Dumnezeu. În această seară, stimați mei, aș vrea să privim în Scriptură și să vedem câteva adevăruri de căpătâi. De ce ar trebui noi să ascultăm de Hristos? El a venit pe pământ și mâine noi ne vom aminti de această veste pe care Îngerul Gabriel a adus-o Mariei și lui Iosif, spunându-i, vezi, avea un copil care să vei spune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele lui. De ce trebuie să ascultăm de Hristos? Și primul lucru pe care vreau să-l subliniez, pentru că El a venit pe pământ pentru noi. Pentru că El a venit pe pământ pentru noi. Și când spunem lucrul acesta, stimați mei, nu putem să nu ne uităm în Scriptură și să vedem că Iisus a trebuit să părăsească un cer glorios. Iisus a trebuit să părăsească o slavă pe care o avea acolo.
a trebuit să părăsească un loc deosebit, un loc privilegiat pe care l-avea acolo. Și înțelegem aceasta când citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, și Domnul Hristos rostește în rugăciunea sa de mare preot aceste cuvinte, spunând: și acum, Tată, Ioan 17:5, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Înainte să vină Iisus Hristos pe pământ, El era în slavă, în glorie. El era acolo, în sânul Tatălui. El era acolo, în locurile înălțate, în locurile proslăvite, dar a acceptat să vină pe pământ. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în slava sa atunci când Ioan ne spune în Apocalipsa, capitolul 1, și versetul 17, spune Ioan, mărturisind: când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. De ce? Pentru că, zice el, părul lui era ca lână, fața lui ca zăpada, strălucea. Ochii lui erau ca para focului. Avea o haină care era îmbrăcat de sus până jos, o mantie. La brâu era încins cu un brâu de aur. Picioarele lui erau ca arama aprinsă. Glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Limba lui era ca o sabie ascuțită, împăpăiată. Și când l-am văzut, când a văzut splendoarea aceea, când a văzut slava cu care era Iisus încoronat, spune Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. A făcut infarct omul acesta. Am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Iisus Hristos a avut slavă la Tatăl. Iisus Hristos a avut onorul acolo în cerul. Iisus Hristos era adorat de către îngeri. Dar într-o zi, într-un moment, când omenirea era în punctul limită, în punctul zero, în punctul terminus, când mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva națiunilor, Iisus Hristos a stat în fața Tatălui și a spus: iată-mă, în sunul cărții este scris despre mine, trimite-mă, că vin să fac voia ta, Dumnezeule. De ce trebuie să ascultăm de Hristos? A părăsit cerul să vină pe pământul acesta blestemat pentru mine și pentru dumitare. A părăsit locul acela în care nu era suferință, nu era durere, nu era chin, nu era necaz, să vină aici pe pământul acesta pe care Dumnezeu a fost nevoit să rostească un blestem, spunând în Genesa, capitolul 3, versetul 17, blestemat este acum, zice Domnul, pământul din pricina ta, omule, spin și pălămidă să-ți dea, cu sudoarea feței să-ți câștigi pâinea, până vei intra în țărână, căci din țărână ai fost și în țărână te vei întoarce. Până atunci nu exista spin, nu exista buruieni, nu exista starea aceea de ciudă să vezi că tu ai semănat grâu și în loc să iasă grâu, iasă neghina și grâu de-abia se târăște câte un firicel și colo. Era pământul binecuvântat, însă din pricina păcatului, pământul a ajuns să fie blestemat. Ar fi putut să spună Iisus Hristos: tare multă căldură aveți la dumneavoastră. Ar fi putut să spună Iisus Hristos: dar lasă-mă să mă duc pe lună. Și după lună le trimit scrisori la muritor. Am auzit zilele trecute că oamenii de știință au ajuns la concluzia că mai există în constelația noastră, la o distanță aproximativă, cum e pământul de soare, o altă planetă. Și au zis oamenii de știință, dacă există o asemenea planetă, la aceeași distanță aproximativ ca pământul de soare, înseamnă că s-ar putea să existe viața acolo. Nu știm ce să spunem. Să poate să existe. De ce nu fi ales Iisus să meargă într-o stea mai apropiată de pământ și de acolo să ne lanseze cu câte o rachetă, câte o scrisoare, câte o telegramă, câte un cuvânt de acolo, nu? Așa cum grecii antici socoteau că zeii sunt undeva printre stele, socoteau că zeii sunt undeva pe planete și că de acolo din când în când le mai fac câte un semn. Nu! Iisus n-a venit pe o planetă apropiată de pământ. Iisus a coborât aici pe pământ. A pus piciorul pe tine aceasta. Ne spune cuvântul în Filipeni, capitolul 2 și versetul 6.
Că și noi, zice, începând cu versetul 5, să avem gândul care era în Hristos, care n-a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci spune cuvântul acolo, așa de frumos, versetul 7, și s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruci. Ce înseamnă acest s-a dezbrăcat de sine? A lăsat slava pe care o avea acolo. S-a gorit efectiv. Tot ce avea el acolo, mai scump, mai drag, a lăsat pentru ca să vină pe pământ și să îmbrace un trup asemenea nouă. A venit aici pe pământul acesta blestemat, unde-i numai ostilitate, unde-i numai război. Știți că pământul acesta nu ne iubește? Adică nu ne vrea să ne vadă mișcându-ne pe el. De ce? Pentru că ne vrea pentru sine. Pentru că din pământ suntem și în pământ trebuie să ne întoarcem. De aceea ori de câte ori moare un om, se face o rană în pământ să intre un om acolo. De ce? Că se deschide pământul, că pământul nu-i sătul. Știți că spune în Biblie că printre lucrurile care nu se satură, își groapa, și mormântul, își locuința morților, care nu se satură, nu sunt niciodată destul, nu! Și tot mai des auzim de situații în care mor oameni prematuri, mor oameni pe neașteptate. Unii s-au dus să viziteze Westminster-ul din Londra, nu? Să vadă ce frumos e pe Tamisa. Și i-au prins omul ăla ieșit din minți cu mașina. Și au murit unii, nu? O femeie din România zice că o sărit de pe pod în am. Și o scăpat, din operație și așa mai departe. Stimații mei, lumea aceasta, pământul acesta, nu ne vrea binele. Nu ne vrea binele. Cum să ne vrea binele? Că e un pământ blestemat în sine. Pământul este rău în sine. Firea pe care noi o moștenim din cauza păcatului este rea și ne vrea moartea. Însă a venit unul pe pământ care ne vrea binele. Este Iisus Hristos. El a venit și a luat robia roabă. El a venit și a dat daruri bune oamenilor. Iisus Hristos este Cel care s-a pogorât din ceruri pe pământ, măcar că oamenii i-au fost ostili, i-au fost împotrivă. Auziți ce interesant sună când citim Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11. Zice cuvântul așa. Iisus a venit la ai săi. Și ai săi? Nu l-au primit. Vă vine să credeți? Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Mesia, Cel pe care l-așteptau toți evreii, Cel despre care profețise o mulțime de proroși în Scriptură, Cel despre care Daniel a spus va veni vremea când unsul, adică Mesia, va veni și l-așteptau. Dar când au venit pe ulițele Palestinei, când au cutreierat străzile Ierusalimului, Betania, Iordanul și așa mai departe, zice Scriptura, nu l-au primit. Nu l-au primit, se afla lângă râul Genazaret și un om îndrăcit care stătea în morminte și băga sperieți în toți. Era legat cu lanțul, cu obele, le rupea pe toate. A fost vindecat de Hristos care l-a eliberat de demoni. În loc ca oamenii să se bucure și să zică, nu, uite, în sfârșit a venit profetul. În sfârșit a venit Cel care ne poate elibera de duhuri străine, de demoni, de duhuri de groază, de stări de frică. Hai la noi în sat! Hai la noi ca să te cunoaștem, să te credem, să trăim cu tine, să-ți primim învățătura. Știți ce-o zis? Nu veni la noi în sat. Du-te de aici! Nu l-au primit pe Iisus în satul lor și în cetatea lor, măcar că omul acela îndrăcit era sănătos acum, vindecat de plin. Păi interesa afacerea cu porci. Păi interesa că au pierdut 2000 de porci care s-au vindecat atunci în mare. Nu interesa Iisus. În această seară, cred că toți cei care ați venit aici sunteți interesați de Domnul Iisus Hristos. Și iată ce frumos ne vorbește cuvântul Domnului. Noi ascultăm de Hristos și trebuie să ascultăm de El. Pentru că El s-a pogorât din cer pe pământ pentru noi. Și a venit, stimații mei, aici, pe pământul acesta blestemat. A venit în lumea aceasta, părăsind cerul glorios, părăsind slava. A acceptat să locuiască pe pământul acesta blestemat timp de 33 de ani. Pentru ca să îi împace pe oameni cu Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, în continuare, capitolul 1, versetul 12, spune așa, măcar că o vor respinge, zice ca să ei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și în această seară aici, în încăperea aceasta, eu cred că sunt copii al lui Dumnezeu.
Eu cred că aici sunt oameni care l-au primit pe Iisus Hristos în inima lor, care au acceptat și au crezut că Iisus a venit din ceruri pe pământ pentru ei. Auziți ce spune crezul creștin, crezul de la Nicea Constantinopol. Cred într-unul Domn Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt în Fecioara Maria și s-a făcut om. Credeți și dumneavoastră așa? L-a spus Scripturile, așa spun crezurile bisericilor creștine. Iisus s-a pogorât din cer, pe pământ, a venit de bună voie, a ales să îmbrace, stimații mei, huma aceasta. Cum îl privim noi? Ne pasă de ceea ce a făcut El? Ne pasă de gestul acesta Lui deosebit? Domnul Iisus Hristos a venit aici pe pământ, împins de dragostea unui Tată care ne-a iubit așa de mult, încât spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta a făcut-o Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos pentru noi. Citeam la un moment dat o întâmplare despre un om care avea un fiu. Așa de mult a ținut la el încât mult a trudit pentru el. A reușit să-l țină la liceu. Apoi mai târziu să-l dea la o facultate. Era băiatul deja student la medicină. Și satul din care făcea parte această familie nu era tare departe de oraș. Și într-o zi tata a prins de dor, a zis, mă duc să văd ce face feciorul. Vremurile trecute, s-a dus cu căruț. Era accesibil în oraș. S-a dus, a ajuns în fața facultății, s-a oprit acolo, o aștepta să vadă când o să iasă feciorul lui. Sigur, dacă lui o să-i fie greu să-l recunoască, feciorul o să-l vadă. E tata cu cai. E tata mă așteaptă cu căruța. O venit cu plasa plină să mă aducă ceva, că de multe zile n-am fost acasă. S-a stat tata și-a văzut că vin pâncuri, pâncuri de studenți. Coborau scările, treceau. La un moment dat l-a văzut. Că știți cum e părinte. Și-l recunoaște pe lui într-o mie. Îl vede. Numai se audă un pic glasul. Numai să-i vadă un pic mersul. Numai să-i vadă un pic fluturând capul și trupul. Îl recunoști. Așa e că îl recunoști. Eu am pat. Dar când îi aud într-o încăpere separat, dacă crâșnește unul, numai știu că e a mea. Știu că e a nos. Așa? Că i-a dat Dumnezeu simțul ăsta paternic. Și l-a văzut tata și s-a ridicat în căruță. Făcut cu mână. A văzut că a trecut grupul unde era și fiul lui. Nimic. Nu l-a băgat în seamă. S-a făcut că nu-l vede. E o rușine. A plecat bătrânul acasă, atât de amărât, atât de supărat a fost în inima lui, încât după câteva zile, de inimă rea, a murit om. Și a venit telegramă la fecior. Hai acasă, comunitate, că tu e supărat. Dumnezeu nu moare, stimații mei. Tatăl din pilda pe care v-am spus, a murit, că n-a mai putut de durere, când a văzut că fiul nu-l bagă în seamă. Dumnezeu nu moare, El trăiește în veci. Însă, stimații mei, dacă noi nu-L băgăm în seamă, cine credeți că pierde? Noi pierdem. El nu pierde niciodată. Că El are o împărăție și Iisus Hristos a venit să ne facă recunoscut această împărăție, care nu va avea sfârșit niciodată. E o împărăție veșnică. În această seară, stimatul meu, aș vrea să spun, Tatăl din ceruri a trimis pe Iisus Hristos pe pământ să moară pentru mine și pentru dumitare. A dat ce a avut mai scump. Totul a dat. Totul a dat. Măcar că a pus o întrebare, Apocalipsa capitolul 5, cel care stătea pe tron, a luat cartea cu cele 7 peceți, a luat soarta omenirii în mâinile lui și a spus, cine-i vrednic să ia cartea să-i rupă pecețile? Cu alte cuvinte, a lăsat deschisă poarta și posibilitatea ca orice făptură din cer să vină pe pământ și să rezolve soarta omenirii. Știți ce spune Scriptura? Nu s-a găsit nimeni vrednic, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Dar la un moment dat, după ce Ioan plângea, el era martor acolo acea scenă, zice, unul dintre bătrâni mi-a zis, nu mai plânge, iată s-a găsit unul. M-am uitat, zice, și am văzut, era leul din seminția lui Iuda, părea ca un miel junghiat. Zice, cine era? Iisus Hristos. Ar fi putut să zică Dumnezeu Tatăl atunci, nu! Merge un serafim, merge un arhanghel, merge un înger obișnuit, merge, știu eu, cine un Luceafă și așa mai departe. Nu. Nu s-a împotrivit. Ci Tatăl a îngăduit ca Fiul Său să vină pe pământ. Pentru ca noi astăzi să înțelegem ce înseamnă Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu care a dat totul pentru noi. De ce trebuie să ascultăm de Hristos? Pentru că El s-a coborât pe pământ.
Dacă ar fi stat undeva pe o planetă, am fi zis că există Ozeneul. Dacă ar fi stat undeva în spațiu, în constelație, am fi zis că există planete mai strălucitoare decât celelalte. Și există. Însă Iisus a venit aici, pe pământ. A îmbrăcat trup asemeni nouă, pentru ca să avem acces la Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele Lui veci de veci. În al doilea rând, de ce trebuie să ascultăm de Iisus? În primul rând am spus, pentru că El a venit pe pământ pentru noi oameni. În al doilea rând, pentru că numai El iartă păcatele. Pentru că numai El poate ierta păcatele. Nu există în lumea aceasta, stimații mei, o posibilitate, o variantă, o soluție prin care oamenii să ajungă la a primi iertare de păcate în fața lui Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos venind pe pământ după ce a locuit o perioadă, spune Scriptura, a ajuns să fie crucificat. Și când a stat Domnul Iisus Hristos pe cruce, atunci, de fapt spunea cineva, El s-a transformat în paratresnetul mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu s-a țintit, s-a îndreptat tot asupra Fiului Său. Și pentru că Fiul a acceptat de bună voie să poarte păcatele noastre, a trebuit să fie zdrobit acolo. A trebuit să fie chinuit acolo. A trebuit să fie lovit. Și noi am crezut că pentru că El are probleme, pentru că El are păcate. Dar Biblia ne spune nu. Pentru că peste El a căzut pedeapsa noastră. Peste El a căzut pedeapsa păcatelor noastre. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Adică prin jertfa Lui Hristos avem iertare de păcate. Atât de aprig a fost mânia Lui Dumnezeu îndreptată împotriva păcatelor omenirii. Încât Dumnezeu și-a lăsat Fiul singur la un moment dat. Era așa de grea acea povară a păcatului, încât Hristos a trebuit să strige aceste cuvinte cunoscute și în limba ebraică. Ei, ei, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și poate în zilele acestea premergătoare sărbătorii Paștelor ne aducem aminte cu mai multă evlavie de aceste evenimente petrecute vis-a-vis de suferințele Domnului Iisus Hristos. Pentru că poate suntem mai atenți și noi la felul în care trăim, la felul în care viețuim, la relațiile pe care le avem unii cu ceilalți. Pentru că nu se poate să ne amintim de jertfa lui Hristos. Știți de ce a murit Hristos pe cruce? Pentru că noi oamenii să avem iertare de păcat. Auziți ce spune Ioan, întâia sa epistolă, capitolul 2, versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. De aceea, în această seară, noi trebuie să ascultăm de Hristos, pentru că numai El iartă păcatele. Auziți ce propovăduia Sfântul Petru în casa lui Corneliu? Și am auzit că seară s-a vorbit puțin din acest cuvânt. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre Iisus. Că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Stimații mei, și lucrul acesta i-a fost descoperit și lui Ioan, care stătea pe malurile Iordanului și aștepta să vină norod la el. Și Biblia spune, mult norod a venit să fie botezat. Și în urmă a venit și Iisus. Și lui Ioan i s-a descoperit că cel care avea să vină este Mesia. Și-a rostit aceste cuvinte potrivite Evangheliei după Ioan, capitolul 1, versetul 29. Zice cuvântul, a doua zi a venit Iisus la Ioan și Ioan a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nimeni n-a avut putere să ridice păcatele de peste sufletele noastre decât Iisus Hristos. De aceea El merită ascultat, pentru că numai El poate să ierte păcatele noastre, stimații mei. Biblia ne spune despre El că este singurul care poate să mijlocească în ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu, spune în 1 Timotei 2 cu 5, este un singur mijlocitor, omul, Iisus Hristos. Adică El s-a pus între noi și Tatăl. Și rămâne, spune cartea Evrei, purulea să mijlocească pentru noi, înaintea Tatălui, spunând, Tată, iartă-i! Tată, iartă-i! Și a început această mijlocire încă de când era pe pământ. Încă de când era în lumea aceasta, indiferent cum s-au purtat oamenii cu El. El nu i-a osândit. El nu i-a condamnat. Ioan capitolul 8,
Ne spune Biblia, într-o zi Iisus era în templu și au venit la El dis de dimineață polițiștii religioși din vremea aceea, farisei și cărturarii, după ce au prins o femeie prea cu vie și au zis, știi ce ne poruncește legea? O astfel de femeie pe care am surprins-o flagrant să o omor în copiere. Dar o păcătui singură? V-ați întrebat de lucrul acesta? Asupra ei au avut putere, asupra bărbatului n-au avut putere. Dar asupra ei au avut putere. Vino la judecat. Și au zis, legea ne poruncește să omorâm. Tu ce zici? Și spune Biblia, Iisus scria pe pământ. Unii spun, nu scrie în Biblia asta, dar unii spun că scria păcatele lor. S-au ridicat Iisus să-L vadă toți, să audă toți, ca să nu interpreteze cineva că a zis ucenicii asta. Iisus a zis, dacă vreunul dintre voi, zice, n-are păcat, să ia piatra și să arunce prin. Și s-au plecat toți și au continuat să scrie. Probabil mai scria acolo niște păcate. Probabil mai scria acolo niște nelegiuiri. Nu știm ce scria acolo, nu știm. Speculații ce am spus eu până acum. Dar cert este că Biblia spune acel cuvânt al lui Hristos a avut un așa efect în inima oamenilor care aveau mâinile pline de bolovan, poate buzunarele pline de pietre să ucidă pe femeie, încât zice Biblia de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr s-au simțit mustrați în cugetele lor și au plecat de acolo. Și Hristos, la un moment dat, nemai auzând gălăcii acolo, nemai auzând nicio discuție, s-a ridicat privirea, femeie, unde sunt pârșii tăi? N-au plecat. Nimeni nu te-a osândit. Nimeni. Nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Vedeți, stimații mei, Domnul Iisus Hristos ar fi putut să o condamne pe femeia aceea. Putea să ia piatra și să-i ia în cună? Putea. A putut cineva să-L dovedească pe Iisus care are păcat? Nimeni. El nu a venit să osândească păcatul. El a venit să ierte păcatele. El a venit însă să ne spună, stimații mei, că după ce ne-o iertat, trebuie să nu mai păcătuim. Trebuie să avem grijă la felul în care trăim. Pentru că unii gândesc că poți să trăiești oricum, că în final Domnul te ia. Nu! La femeia aceasta Domnul i-a spus, nimeni nu te osândi. Te iert și eu. Dar să nu mai păcătuiești. Adică ai grijă la felul în care trăiești. El a venit pe pământ să ridice păcatele noastre. Să ofere iertare de păcate. Ne spune cuvântul Domnului, Luca la capitolul 5, de la versetul 17 în jos, când Hristos predica într-o încăpere și nu mai încăpea oamenii să ajungă, era plină încăperea aceea, au adus patru oameni un slăbănoc. L-au coborât prin acoperiș, era o formă mai rudimentară în vremea aceea. Evident că nu s-a rănit nimeni din cauza acelui deranj. Și l-au pus pe omul acela slăbănoc înaintea lui Hristos. Și Hristos s-a uitat la acel om, Luca 5 cu 20, și a rostit următoarele cuvinte. Omule, iertate-ți sunt păcate. Oamenii au început să comenteze. Au început să se cotească. Cine este de iartă păcatele? Noi știm că numai Dumnezeu iartă păcatele. Nu se abulește, nu se poate, n-are El așa putere. Domnul Iisus Hristos, cunoscându-le gândurile, le-a spus ce este mai ușor, mai lesne, a spune acestui om. Scoală-te, ridică spatul și umblă? Sau iertate sunt păcatele? Păi mai ușor să zici iertate sunt păcatele, că nu se vede o dovadă neapărat. Că povara păcatului are de-a face mai mult cu partea interioară, are de-a face cu mintea noastră, cu gândurile care sunt apăsate, cu conștiința noastră care e apăsată din cauza păcatului. Dar ca să știți, Luca 5 cu 24, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ, ție-ți poruncesc, el a zis slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și s-a dus acasă, a început să umple. De ce? Pentru că Iisus a dovedit că are putere să ierte păcatele. A dovedit vindecând pe acel om. Dacă n-avea putere să ierte păcatele, credeți că omul acela se vindeca? Niciodată. Iisus a dovedit că are putere să ierte păcatele. Și această putere a avut-o de la Tatăl. Și această putere, dacă vreți, stimații mei, i-a fost și mai clar dovedită când a murit pentru noi. Pentru că în această jertfă au osândit toate păcatele, au osândit lumea aceasta și a murit El în locul nostru, a plătit prețul păcatelor noastre și Tatăl, ne spune Cartea Evrei, a primit jertfa lui Hristos ca o jertfă de bun miros, de un prinos înaintea lui Dumnezeu. Și în baza acestei jertfe, Dumnezeu a mai lăsat viață pe pământ. Dumnezeu a mai lăsat oameni să mai existe în lumea aceasta. În baza jertfei lui Hristos trăim și noi. Pentru că El a murit pentru păcatele noastre și numai El, stimații mei,
poate să ne ierte. Nu există iertare într-un alt nume. Nu există iertare într-o, știu eu, într-o altă situație decât în fața lui Hristos. Auziți ce spune 1 Ioan capitolul 1, versetul 7 și citim acest cuvânt pentru că el este așa frumos în legătură și cu ce s-a spus la timpul de rugăciune. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Orice păcat este curățit de sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că numai El a venit pe pământ să ierte păcatele noastre. La un moment dat se spune că marele reformator german Martin Luther, după ce făcuse așa reformă creștină și predicase mult despre Hristos, despre mântuirea Lui, stătea într-o zi în camera Lui și acolo diavolul, pentru că El este Duh și are acces la mintea noastră, are acces la ființele noastre, a început să-L acuze și a spus: tu te mai duci și predici oamenilor după ce ai atâtea păcate? Și Martin Luther o zice: ce păcate am? Și a început diavolul să-i spune: ăsta, ăsta. Și a început Martin Luther să scrie păcatele pe foarte. Și a scris o listă. La un moment dat, au zis Martin Luther: eu mai am și altele. Și a început să le scrie și alea, și alea, și alea. S-a umplut o foaie de păcate. Și în final, o tras peste ele. Și a zis: sângele lui Iisus mă curățește de orice păcat. Și a plecat diavolul. O plecat Satan. Stimați mei, în această seară, noi propovăduim acest mesaj. Credem și ascultăm pe Iisus. Pentru că numai El iartă păcatele. Nu există în lumea aceasta cineva care să-ți poată ierta păcatele. Nu s-a dat omului această putere. Nu s-a dat ființei omenești această putere. Ea aparține lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dăruit-o Fiului Său. Pentru că El a venit în lumea aceasta pe pământ ca să moară pentru noi. Citeam cândva că un pictor din Germania, Stemberg, se numea el, din Düsseldorf, s-a pocăit. A fost atât de marcat de lucrarea lui Hristos, încât a spus că toată viața am pictat lucruri, natură și așa mai departe, motive. Acum aș vrea să pictez pe Hristos. Și a făcut un tablou, cum a putut el mai bine? A făcut un tablou cu suferințele Domnului Iisus Hristos. Și în expozițiile pe care le-a avut, a pus și acest tablou. Într-o zi, trecând pe acolo un prinț pe nume Nicolas von Zinzendorf, omul acesta care era și bogat, și tânăr, și perspectivă în fața lui, privind acest tablou, a fost marcat să-L vadă pe Hristos pe cruce. A fost marcat să vadă suferințele lui Hristos. A fost marcat să vadă cum acel pictor a reușit să surprindă imaginea acelei suferințe dureroase de pe Golgota. Și tabloul se numea Ecce Homo, adică iată omul. Și în josul tabloului, autorul a lăsat o scriere simplă: eu am făcut toate aceste lucruri pentru tine. Tu ce ai făcut pentru mine? Eu am făcut toate aceste lucruri pentru tine. Tu ce ai făcut pentru mine? A fost atât de marcat acel prinț, încât în ziua aceea a hotărât să-și predea viața lui Hristos, privind la răstignirea lui Hristos, gândindu-se la șerfa care a adus iertare de păcate, a mers acasă și a vândut toată averea și a înființat o lucrare de misiune și a început să misioneze propovăduind oamenilor despre Hristos care a venit să moară și să ierte păcatele noastre. De ce trebuie să ascultăm de Hristos? Pentru că numai El iartă păcatele. Pentru că numai Lui s-a dat această putere. Pentru că numai în sângele Lui, în baza jertfei lui Hristos, noi putem să fim iertați. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9 jos, zice Ioan: am văzut acolo o groată mare. În groata aceea erau oameni din orice seminție, din orice noroc, din orice națiune. Erau din orice popor. Nu puteam să-i număr. Zice oamenii aceia, mai jos, versetul 12, 13, zice că erau îmbrăcați în haine albe. Și Ioan a fost întrebat de acel bătrân, acea ființă cerească: cine sunt aceștia și de unde vin? Și Ioan a zis: eu nu știu, dar tu știi. Ei, zice, vin din necazul cel mare. Ei și-au albit și-au spălat hainele în sângele Mielului. De aceea stau înaintea lui Dumnezeu și așteaptă ca Domnul să-și întindă peste ei
cortul lui, când își va întinde Domnul cortul peste ei, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va bate vreo altă arșiță, căci mielul va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și însuși Domnul va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dar numai cei care și-au spălat hainele sângele mielului, numai cei care și-au albit aici hainele sângele mielului, numai cei care au primit aici iertare de păcate pot să aibă această stare a veșniciei în prezența lui Dumnezeu pentru eternitate. De ce trebuie să ascultăm de Hristos? Că numai El iartă păcatele. Ți-ai pus problema în dreptul păcatelor dumitale? Nu poți să rezolvi problema păcatelor. N-ai cum. N-ai cum să te salvezi de unul singur. Auziți ce spune cuvântul Domnului în Cartea Psalmilor? Citim din Psalmul 49 și versetul 6, pentru că unii și-au pus problema și au zis așa, ei se cred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Asta era perspectiva psalmiștilor. Asta era perspectiva fiilor lui Core. Omul nu se poate răscumpăra singur, nici cu avuțiile lui, nici cu relațiile lui. N-ai cum să plătești răscumpărarea sufletului. Însă a venit unul pe care apostolul Petru îl vede ca un bun păstor și zice cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Petru, întâia, capitolul 2, versetul 24, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. În această seară, ai vrea să te întorci la Hristos, Cel care poate oferi iertare de păcate? Nu poți să primești iertare de păcate în alt mod decât venind în fața jertfei lui Hristos, decât apelând la îndurarea și la mila Lui cea mare. Și El este gata să ne ofere har bogat. Pentru că auziți ce spune cuvântul Domnului, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. A venit să ofere Iisus Hristos har tuturor oamenilor. Murea alături de Hristos un tâlhar. Nu știu dacă era de-a dreapta sau de-a stânga. Mie îmi place să-L numesc de-a dreapta. Îmi place să-L văd aici, la dreapta lui Iisus. Îți spune Scriptura când celălalt îl batjocorea pe Hristos, când fruntașii îl batjocoreau pe Hristos, când oamenii care treceau prin preajma răstignirii îl batjocoreau pe Hristos, El a spus, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Pomenește-mă și pe mine când vei veni în împărăția ta. Ar fi putut să se uite Hristos la el și să zică, acum vrei tu să mă aduc aminte de tine. Acum vii tu să-ți ceri iertare. Acum îți vine ție ca să te gândești la Raiul Dumnezeu. Până acum ai tâlhărit, ai trăit cum ai vrut. Ai făcut cât ai făcut. Știți cât i-a făcut omul la lume. Atât i-a făcut încât l-a condamnat la moarte păcatele lui. Și nimeni nu l-a putut salva. Însă Iisus Hristos s-a uitat la el și a spus, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine Raiul. Cred că o mori liniștit la Raiul. Cred că o acceptat și atunci când i-o zdrobit fluierele picioarelor ca să moară, că intrau în Paște și au zis evrei, trebuie să-i omorâm pe aia răstignit, să nu fie chin în ziua de Paște. O muri, cred că, în Paște și liniștit, pentru că Domnul le-a spus, azi vei fi cu mine rani. Pentru că omul acela, știind că mai are doar puțin de trăit și a recunoscut păcatele, știți ce a zis el? Evanghelia după Luca, citim capitolul 23 și versetul 41. Pentru noi, zice tâlharul, este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Adică, cu alte cuvinte, admite că a păcătuit. Nu se scuză. Nu caută, știu eu, un motiv dacă se poate să fie grațiat. Nu. Eu merit să mor așa. Domnul îi vede sinceritatea, îi vede căința, îi vede părerea de rău, îi vede starea și îl primește în împărăția Lui. Îl iartă pe loc, stimații mei. În această seară, Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună tuturor că noi trebuie să ascultăm de El, pentru că El a venit să ne ierte. Și dacă ascultăm de El, primim iertare de păcate.
Cuvântul Domnului apoi ne spune și vreau să închei cu gândul acesta de ce trebuie să ascultăm de Iisus Hristos. Pentru că El va judeca pe orice om. El a venit pe pământ ca să ne ierte. Iertându-ne să primim viață veșnică, dar să știți, El a venit și să judece. A primit această putere și va veni ziua în care toți oamenii vor fi judecați de Hristos. Până la judecata aceea mare, în care va răsplăti pe toți oamenii. Însă Domnul ne mai dă putere, încă Domnul ne mai dă putere să ne judecăm noi aici pe pământ. Ne îngăduie prin Harul Său posibilitatea să ne uităm la viața noastră și să ne schimbăm. Auziți ce spunea, revin la Faptele Apostolilor, capitolul 10 și versetul 42, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Iisus ne-a poruncit, ucenicii mărturisesc, Sfântul Petru spune aceste cuvinte, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Iisus este judecătorul celor vii și a celor morți. Și pe cei vii, cum suntem noi, ne judecă în această seară prin cuvântul Său. Adică cuvântul pe care ni-l spune atinge inimile noastre și noi decidem ce facem. Dacă primim acest cuvânt, stimații mei, dacă acceptăm acest cuvânt, El ne fericește și ne dă viață veșnică. Dar dacă nu acceptăm acest cuvânt, dacă nu ne interesează să ascultăm de Hristos, plecăm de aici și suntem judecați în sensul că suntem condamnați la moarte din cauza păcatelor noastre. Suntem condamnați la a fi despărțiți de Dumnezeu. Și dacă murim în starea aceea, ne întâlnim într-o zi cu El, în față, și nu putem să scăpăm de El. Pentru că atunci, spune Biblia, vor fi judecați toți, și mari, și mici. Toți care au murit vor fi judecați. Citeam despre un american pe nume David Webster. Și omul acesta, la un moment dat, a fost întrebat de cineva care a fost cea mai grozavă idee care ți-a trecut prin minte vreodată. Și omul acesta spunea, cea mai grozavă idee care mi-a trecut prin minte vreodată este aceasta. Faptul că într-o zi voi sta înaintea lui Dumnezeu să dau socoteală pentru tot ce am făcut. Cea mai grozavă idee este faptul că într-o zi voi sta înaintea lui Dumnezeu să dau socoteală pentru ce ai făcut, pentru ce am făcut. Asta pe de o parte ne sperie. Asta pe de o parte ar trebui să ne pună într-o situație de a ne da seama că noi vom fi osândiți înaintea lui Dumnezeu, care în același timp să ne gândim la Cel care a venit să ia osânda noastră asupra Lui. La Cel care a venit și într-o zi ne poate fi binevoitor. Auziți ce spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Și Apostolul Pavel spune așa, versetul 30 și 31, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iisus va fi judecător și va judeca cu dreptate până atunci în caz e mântuitor. Până atunci, încă în aceste momente, poate să te primească și să te ierte. Și revin la cuvântul pe care îl citeam la început, Ioan, capitolul 5, versetul 24. Așa spune Hristos și așa trebuie să credem și noi. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă de ce trebuie să ascultăm de Hristos, că El ne va judeca într-o zi. Cine ascultă cuvintele mele și crede Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. De ce? Pentru că s-a judecat cu trăia pe pământ. Pentru că s-a judecat aici. De aceea Scriptura ne spune să ne judecăm aici. Fiecare să se cerceteze pe sine. Când stai înaintea lui Dumnezeu, când stai în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, te uiți la tine și îți dai seama că ești păcătos. Și atunci te judeci și te proșterni în fața Lui în umilință și spui, Iisuse, primește-mă! Iisuse, ai milă de mine! Priviți în Scriptură, Evanghelia după Luca, la capitolul 18, doi oameni s-au dus la templu. Unul era fariseu și unul vameș. Unul se socotea sfânt și unul era socotit de ceilalți păcătoși. Cel care se socotea neprihănit stătea sermeț. Și a început să se laude rugăciune. Doamne, eu îți mulțumesc că nu fur, nu înjur, nu mint, nu-ți răpăresc, nu-ți prea curvat, nu-ți lacum. Eu dau zeciuială. Eu postez de două ori pe săptămână. Și nu-s nici măcar ca vameșul ăsta. Spune Scriptura, vameș?
nu îndrăznea să-și ridice ochii sus, ci stătea acolo, retras, probabil proșternut, și se bătea cu pumnul în piept și zicea: ai milă de mine, păcătosul! Nu știa altă rugăciune, să nu era învelenicit cu cele sfinte. Ăsta poate n-a crescut într-o familie de oameni credincioși. Ăsta a făcut cât ei au venit. Dar când a stat în fața lui Dumnezeu și a sfințeniei lui, a început să-i pară rău. Parcă îl văd. Când vezi un om care se bate cu pumnul în piept, ce impresie îți dă? Că i-a mărât rău. Îți dă impresia că omul acela, într-adevăr, realizează că e într-un necas foarte mare. Păi cum să nu privească Domnul spre el? Ai milă de mine, păcătosul! Nu știa să spună mai multe cuvinte rugăciune. Nu-i trebuie Domnului să vii cu rugăciuni sofisticate. Nu-i trebuie Domnului să vii cu nu știu ce rugăciuni prin care să încerci tu una sau alta. Nu! Stai înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate. Să stai înaintea lui Dumnezeu cu recunoștință. Să stai înaintea lui Dumnezeu cu umilință. Și spunea Hristos: vă spun că omul acesta s-a coborât acasă. Cum? Socotit neprihănit. Știi ce înseamnă neprihănit? Fără păcat. Cum omul ăla? Cum omul ăla care era socotit la fel ca și curvele din vremea aceea, ca și ultimii oameni, că vameși erau socotiți ca cei mai păcătoși oameni, să fie privit de Dumnezeu ca și fără păcat? Da. De ce? Pentru că el s-a judecat înaintea cerului. Pentru că el a stat înaintea lui Dumnezeu și s-a judecat. Și a zis: ai milă de mine, păcătosul. Adică, cu alte cuvinte, eu am nevoie de mila ta, Doamne. Eu am nevoie de îndurarea ta. Eu am nevoie de bunătatea ta. Eu am nevoie ca tu să mă primești. Eu nu mă pot schimba. Eu nu mă pot transforma. Eu nu pot să fiu altfel. Dar tu mă poți ajuta. Și s-a coborât acasă, s-a potit neprihănit. Adică fără păcat. Iar celălalt, cum a venit așa, s-a dus? Ba mai rău, s-a apăsat și povara păcatului. S-a stat cu mândrie și cu semeție. Și-a nesocotit pe semenul lui. Cum mai vrea să plece în această seară? Mâine este puna vestire. În această seară Domnul ne-a călăuzit să alegem acest cuvânt care ne vorbește despre venirea lui Iisus Hristos pe pământ. Acest cuvânt care ne vorbește despre Cel care va fi numit mare și va avea o împărăție fără sfârșit. Numele Lui este Iisus Hristos. De ce trebuie să ascultăm de El? Pentru că El va judeca într-o zi pe fiecare om. Pentru că El ne va judeca într-o zi pe fiecare dintre noi. Auziți ce spune articolul 7 a crezului creștin? Și iarăși va să vie cu mărire și putere. Ce să facă? Să judece vii și morții. A cărui împărăție nu va avea sfârșit. Va veni Iisus să judece vii și morții. Bine să ne judecăm până atunci. Bine să ne uităm la propria noastră viață. Să ascultăm de Hristos. Să ne întoarcem la El cu pocăință. Să ne întoarcem la El cu căință. Să ne întoarcem la El cu regret. El să lase iertarea sa peste fiecare dintre noi. Și în felul acesta, ziua aceea judecății, stimații mei, ne va găsi în ceata celor despre care se spune. Și ei, zice, vor avea viață veșnică. Și nu vin la judecată, ci vor trece din moarte la viață. La viață veșnică. Treci și judecata aceea va fi doar un moment al răsplătirii. Va fi doar un moment al încununării. Va fi doar un moment în care Hristos se va uita la noi și va spune: îmi aduc aminte că l-am iertat. Îmi aduc aminte că s-a căit pentru păcatele Lui. Îmi aduc aminte că viața Lui s-a schimbat. Pentru că auziți ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Nimic întinat nu va intra în împărăție, în cetatea aceea minunată. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Cum poți să fii altfel scris în cartea vieții mielului decât să vii în fața lui Hristos, să primești iertare de păcate și să primești viață veșnică? Stimații mei, haideți să ne gândim sincer și serios, fiecare dintre noi, la viața noastră. E greu să ascultăm de Iisus? Sunt oameni care ne sucesc mintea cu tot felul de lucruri, însă Iisus Hristos a venit pe pământ ca să ne salveze. Iisus Hristos a venit pe pământ pentru ca să ne ofere viață veșnică. De ce? Lui Hristos i-a păsat de noi, atât de tare l-a durut de noi, încât și-a dat propria Lui viață. De ce? Pentru ca noi astăzi să trăim diferit, să trăim deosebit. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor putere, să acceptăm acest adevăr al Evangheliei și să înțelegem că noi trebuie să ascultăm de Hristos. Pentru că Scriptura ne spune că El a venit pe pământ pentru noi.
Pentru că El, numai El poate să ierte păcatele. Și pentru că El va judeca într-o zi lumea. Știți că Biblia ne spune că a mai fost unul care a venit din cer pe pământ? Ăla nu a venit de bunăvoie. Ăla a fost aruncat. Ăla-i diavolul. Ăla-i satana care vine și încearcă să-ți spună în această seară să nu crezi aceste lucruri. Să nu iei seama aceste cuvinte. Diavolul a fost aruncat pe pământ. Și spune Apocalipsa, capitolul 12. Vai de tine, pământ și mare, versetul 12, că diavolul a coborât la tine cuprins de o mare mânie, că știe că mai are puțină vreme. Și versetul 17, face război cu sfinții și vrea dacă se poate să-i piardă. Însă cei care l-au pe Hristos în inimă vor ieși biruitori. Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor putere, ascultând pe Hristos, să dobândim viață veșnică. Pentru că numai El poate să ne ierte și să ne mântuiască. Și mă rog ca toți cei care ați fost în această seară, toți cei care poate ați fost și în seriile trecute, să nu lăsați să treacă timpul acesta pe lângă dumneavoastră, fără să nu beneficiați de acest har al lui Hristos. Har care iartă, har care dă viață veșnică și har care ne duce în împărăția Lui. Binecuvântat să fie Domnul în veci de veci. Amin. Amin. Iar tot așa putem să încheiem tot cu rugăciune. O rugăciune pe care aș dori să o înalțe spre Dumnezeu, fratele Gerasim, în care ne vom încredința în numele lui Dumnezeu, vom mulțumi Domnului pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dorit în această zi și în aceste zile. De asemenea, fratele și va ruga pentru noi, pentru viața noastră, pentru mântuire. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și mulțumim frumos pentru harul ce l-am avut din partea Ta. Mulțumim că ai vegheat asupra noastră și ne-ai ajutat, Doamne, în această seară să ajungem aici, în locul acesta. Mulțumim frumos, Doamne, pentru toți oamenii care au venit să asculte Evanghelia. Mulțumim, Doamne, pentru harul pe care ai vrut să ne-l dăruiești, însoțindu-ne, Doamne, în cântare, în vestirea cuvântului Tău. Noi ne-am pus la dispoziția Ta, Doamne, și Tu ai ales să seameni această sămânță peste sufletele noastre. Mă rog ca al Tău cuvânt să aibă putere în inima fiecărui om. Mă rog în această seară pentru toți cei care au venit aici, Tată din ceruri. Tatăl nostru, Te rugăm dacă există vreo inimă cu întristare, cu amărăciune, cu supărare, Te rog Tu să Te apropii de ea prin Duhul Tău cel Sfânt și să o mângâi. În această seară, Doamne, Tu ești Cel care poți să Te ocupi de sufletele noastre. Iisuse Hristoase, Tu de aceea ai coborât pe pământ, pentru ca să ai milă de oameni în nevoie. Când Te-ai uitat la noroade, Ți s-a făcut milă de ele. În această seară, privește în biserica din Vișeu de Jos și vezi sufletele care sunt aici adunate. Aici sunt bărbați și femei, tineri și tinere, persoane care stau înaintea Ta, Doamne. Și situațiile noastre diferă de la caz la caz. Nevoile noastre diferă de la caz la caz. Te rugăm în această seară, ocupă-te de fiecare dintre noi. Te rugăm, ai în vedere fiecare situație, Doamne. Acolo unde există, Doamne, probleme în ce privește trăirea în păcat, Te rog Tu să dai biruință și eliberare. Te rog Tu să oferi iertare de păcate. Iisuse Hristoase, stăm înaintea Ta. Și niciunii dintre noi nu ne putem socoti buni. Noi suntem răi, Iisuse Hristoase. Venim înaintea Ta și Te rugăm prin jertfa Ta să ne ierți pe toți. Amin. Te rog, lasă ca iertarea Ta să fie simțită de orice suflet. Puterea iertării Tale să atingă orice inimă. În această seară, mă rog, dacă există vreo inimă, vreun suflet care stă înaintea Ta cu părere de rău, cu plâns, cu lacrimi, Te rog, primește, Tată, așa cum ai avut milă de vame și L-ai iertat. Ai milă în această seară de păcătoși. Ai milă în această seară și mai scrie nume în cartea vieții. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, privește spre oamenii care vor până la ziua judecății să se împace cu Tine și primește înaintea Ta și dă-le clemență în baza jertfei. Stăm înaintea Ta, Sfinte Tată, și Te rugăm dacă în locul acesta există suflete în suferință, dacă există trupuri bolnave, ai spus că în jertfa Ta, ai spus că în rările Tale există și vindecare, există și tămăduire.
atinge-te, Tată, de orice bolnav prezent aici sau prezent în altă parte, pentru care chemăm numele Tău și ne gândim la ei. Întinde-ți mâna sfinte, Tată, Iisuse Hristoase, Tu ești Cel care ai însoțit cuvântul cu putere, cu semne, cu minuni. Ne rugăm și în această seară, ne rugăm și la sfârșitul acestor evanghelizări, Tu să lași puterea Ta în viața fiecăruia dintre noi. Dacă sunt oameni aici care așteaptă o minune din partea Ta, dacă sunt oameni aici care așteaptă să-i chem, Tată, la împărăție, vorbește-le Tu prin Duhul Sfânt, vorbește-le prin vis de noapte, vorbește-le prin cuvântul Tău care să rămână întipărit în mintea și în inima lor și să n-aibă liniște până nu se întorc la Tine. Noi am vestit acest cuvânt cu inimă curată, cu lepădare de sine și cu gândul ca Tu să-ți faci lucrările de slavă. Te rugăm, întărește, Tată din ceruri, frații și surorile din Vișeu. Binecuvântă-i Tu cu putere și cu har. Și să se lărgească împărăția Ta. În mâinile Tale ne credințăm cu tot ce suntem, cu tot ce avem. Tată, mai mult decât știm noi să cerem, mai mult decât gândim noi cu mintea noastră limitată, împlinește Tu. Ești mai mare ca inimile noastre, cunoști toate lucrurile și de aceea ne încredințăm în brațul Tău. Binecuvântăm numele Tău pentru tot ajutorul. Îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunile și că vei răspunde la vremea potrivită. Lăudat și mărit să fie numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Nu putem decât să mulțumim Lui Dumnezeu cu toții pentru seara aceasta, pentru celelalte trei biserici în care Dumnezeu a fost prezent aici, Dumnezeu a ascultat rugăciuni, Dumnezeu ne-a binecuvântat prin ascultarea Evangheliei. Să fie Dumnezeu binecuvântat. Amin. Eu rămân încredințat că acolo unde se vestește Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care are putere și poate să facă ca acest cuvânt vestit să aducă rog. Ne rugăm în continuare pentru aceasta și Dumnezeu să-și proslăvească numele. În această seară vă mulțumim tuturor celor care ați ales să lăsați un punct din activitățile cotidiene ale dumneavoastră, două ore și ceva, și să le folosiți pentru suflet, să fiți în locul acesta, Dumnezeu să vă răsplătească acest efort, această osteneală de a putea și de a fi împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim tuturor fraților care au venit în mod special ca să slujească. Dumnezeu e Cel care răsplătește și eu cred că ei au venit în această seară nu pentru un câștig pământesc, ci și Dumnezeu este Cel care răsplătește tot ce facem pentru El. Domnul să vă binecuvânteze, să fie cu voi, la întoarcere și în continuare în slujire. N-am vrea să ne despărțim înainte ca frații să mai laudă pe Domnul cu o cântare. În urmă, cu toții, ne despărțim cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului. De asemenea, vreau să anunț toți cei care sunt interesați și ar dori să se închine tot așa în rugăciuni, în cântare, în vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, că duminică, de la ora 9, dimineața, în casa Domnului, va fi slujbă. De asemenea, până acum era la ora 16-18 după masă. Probabil că, dată cu schimbarea ceasului, se va schimba și ora, probabil ora 19. De asemenea, marți și joi, ora de rugăciune, toți cei care pot să stea în prezența Domnului sunt invitați cu drag. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Astăzi, vino la El, predă-ți viața ta. Cei care ascultă de acest îndemn, care îl vom cânta și noi la refren, vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Și chiar dacă vor veni încercări în această viață, Dumnezeu va fi cu dumneavoastră, chiar acolo încercat. Și ne promite Raiul Său. Astăzi vino la El și sigur vei fi mântuit. Avem siguranța mântuirii de jertfa Domnului Iisus Hristos, așa cum am auzit. Domnul să vă întărească pe toți. Rău nu-ți va fi de iubit.
Să-ți o spui.